după ce s-a creat o stare de panică din cauza coronavirusului, Wendy Griffith a vorbit cu pastorul Charlene despre teamă și despre cum putem scăpa de duhul de frică. Urmăriți interviul. Nu vă lăsați cuprinși de frică, este un sfat foarte bun, indiferent dacă este vorba de banii voștri sau de sănătatea voastră. Vom vorbi despre cum să ne păstrăm această perspectivă cu colega mea de la CBN. Ea este și pastor. Charlene, bine ai venit la emisiune! Bună, Wendy! Cum pot credincioșii să încurajeze pe cei care se confruntă cu frica? Trebuie să urmați sfatul lui Dan să nu vă temeți. Trebuie să încurajăm pe ceilalți credincioși să se gândească la viața veșnică, la faptul că Dumnezeu este suveran. Sursa noastră, ajutorul nostru, puterea noastră, toate acestea vin de la Dumnezeu. Trebuie să ne încurajăm unii pe ceilalți, să le mărturisim celorlalți că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu ne-a dat pace, El nu ne-a dat un duh de frică. Să ne încurajăm unii pe alții și să privim doar la Dumnezeu, deoarece El este suveran. Cum să ne rugăm pentru noi înșine și pentru alții? Rugați-vă împotriva Duhului fricii. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Mi s-a spus să mă rog cu Psalmul 91 cu 5 și 6. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciumă, care înseamnă boli ucigașe, care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Rugați-vă cu cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă împotriva Duhului de frică. Îmi place ce ai spus. Îți mulțumesc, Charlene. Te rogi pentru noi. Ne urmăresc multe persoane care se tem și te rog să te rogi pentru cei afectați de coronavirus. Absolut. Tată Ceresc, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat acces la scaunul de domnie al cerului. Astfel, venim cu îndrăzneală la Tine. Tată, oamenii se tem pentru sănătatea lor, se tem pentru situația lor financiară. Doamne, Tu ne-ai spus să ne încredem în Tine, să nu ne temem, Doamne, deoarece Tu ești sursa ajutorului nostru, Tu ești puterea noastră, Tu ești pacea noastră. Doamne, nu ești banii noștri, ci comoara noastră. Tu ești sursa noastră, Doamne. Îți mulțumim că ne întâmpini nevoile și ții departe oamenii de frică. You are our treasure. You are our source, Lord. And so we thank you for meeting the needs and keeping people away from fear. And we pray for Ne rugăm pentru cei bolnavi, ne rugăm pentru mila Ta, Doamne. Ne rugăm pentru vindecare, ne rugăm pentru protecție. Ne rugăm în numele lui Isus. Amin. Amin. Ce rugăciune puternică. M-am bucurat să te văd. Îți mulțumesc, Charlene, pentru această rugăciune puternică.